întâlnim așa într-un spațiu mai nișat, ca să zicem. Vreau să te întreb să-mi zici ce părere ai de direcția în care se duce muzica asta underground în România. Că mi se pare că se schimbă stilurile de la o zi la alta, nu mai înțeleg nimic eu mai bătrân așa. La un moment dat nici eu nu mai înțeleg nimic, glumesc, nu. E, băi, foarte bine. Mie mi se pare că copiii în ziua de azi sunt foarte on their own și fac ce făceam și noi când eram mici, că rap-ul asta înseamnă să faci tu singur. Și cred că suntem pe un drum foarte, foarte mișto. Mai ales că toată lumea acum începe să investească în muzica asta urbană. Și de aici și Def Jam România. Și da, mă simt revergorat, refreshed. Știi ce te-am întrebat asta? Pentru că pe vremea noastră, să nu dăm nume acum, 2-3 ani în urmă, voi cântați și trăiați în cartier, ce vedeați, din dragoste, băi, din trăit. Acum sper copiii nu prea mai au aceleași trăiri ca voi, adică nici nu mai au cheia la gât, nici nu se mai bat în fața blocului, nici nu-i mai părăsesc iubitele. Sunt alte vremuri, cumva, dar esența rămâne, cred eu. Nu cred că s-au schimbat foarte multe, cred că s-au schimbat drogurile, tehnologia, dar e același sentiment, cumva, la rapperi. Adică rapperii doar s-au schimbat forma, esența lor e aceeași. Cum eram și noi când eram mici. Și noi eram, când eram adolescenți, eram la fel de, zi tu, știi? Ne umflăm, ne înțelegi? Așa eram și noi. Doar că nu vorbeam de arme sau nu știu, poate sau unii vorbeau și de arme. Deci nu, gândirea asta, domnule, pe vremea noastră e prea veche, prost, nu, nu. Trebuie să ne uităm în viitor tot timpul. Deci poți să scrii pentru ei, poți să compui pentru tine, e așa de cinci. La rapper nu compune nimeni pentru nimeni. A, deci fiecare își face. Da, rapperii tot timpul își fac ei singuri. Dacă nu își fac singuri, ceva nu e ok. Atunci nu se mai numesc rapper, sunt doar artiști, scriu, cântări, soliști. Soliști, interpreți. Și la rap nu prea există interpreți. Când te vedem pe scenă? Vedem în seara asta? Eu nu urci? Să cânt, o să cânte câțiva din artiștii noștri de la Def Jam. Eu doar sunt aici un fel de gazdă, antrenorul care se uită în spate. Zi mai cauți, apropo de talente și de artiștii de la voi, ce le trebuie, ce trebuie să aibă ca să poată să lucreze cu voi? Încredere în ei. Asta și o încredere care să nu fie falsă, cumva. Și capul pe umeri și să vrea să facă treabă. Acum, sunt mulți care nu vor să vină la un label de rap. Deci, sunt mulți care sunt independenți și sunt foarte mișto și sunt foarte, fac foarte bine ce fac. Deci, dar până la urmă noi deschidem label-ul ăsta în seara asta, oficial, că noi de un an de zile deja facem. Și o să vedem ce ne rezervă viitorul. Dar ai răbdare cu ei, adică da, trebuie să ai niște reguli din alea, să fie muncitor, să vină, să ia... Sau la rapper nu poți să ia, organizezi. E de la artist la artist. Okay. Cu unii e mai ușor, cu unii e mai greu. Dar un antrenor bun, nu? Trebuie să știe să lucreze și să vorbească cu toți. Să învăț. Nu e ca și cum, da? Nu. Și vreau să mai întreb ceva și să nu te superi pe mine. Fica ta ascultă muzica ta? Nu. Dar nu, o lași? Ai ascult, fiică mea ascultă ABBA. A, ce drăguț. Și eu ascult ABBA și maică sa. Deci... Da, nu, da. Nu a prins cu căștile în ureche să asculte. Nu, nici nu-i plac căștile și când intră muzica se rușinează așa. Deci nu știu, o fi sportivă, o fi, nu știu, nu știu, nu știu, Doamne ajută, nu știu încă. Îți mulțumesc, distracție plăcută, mulțumesc frumos. Mână.